Băi, vă dați ce prostie riscantă fac eu acum? Hai, Spino, tot ce mai bun în tine punem. Care ne meciul spre victorie! Du-te, Spino! Te rog! Press start. No, santa, prieteni, eu sunt Eric și bine v-am regăsit la un nou episod din Jurassic Park Builder. Ce faceți, mă, nebunul meu? Sper că aveți niște sărbători pascale nemai pomenite, că eu unul să înțeleg să fiu un am, că deja vecinii au început să mă enerveze, vin și rute în vizită, nu suport oamenii, trebuie să stau ascuns în gaură, ca în gaură de șarpe, ca să nu mă găsească nimeni, să mă întrebe ce faci, cum e viața ta, de ce nu te angajezi, dracule, și nu devii tu un robot, adică un cetățean respectabil al societății și chestii de astea, dar ce te joci numai pe joace pe calculator și faci desene stupide? Doamne, bată, m-am mutat și ce naiba vreau să zic, așa că o să trece de la acțiune. Mailbox-ul meu este foarte plin de chestii faine, puteți să vedeți aici. Hai să deschidem mystery pack-ul să vedem ce ne dă chestia asta, tradiția noastră din Jurassic World Game, care acum este și în Jurassic Park Builder, ceva carne, ceva coins, care e foarte util în Jurassic Park Builder, spre deosebire de Jurassic World Game, și niște Dinobox, ai de cap meu, și o ofertă nemaipomenită. Ia să colecteze toate chestiile astea aici faine. Avem niște ouă de eclozat, mă, oameni, nu știu dacă am vreun dinozaur nou sau ceva, o să aflăm imediat. Dar mai întâi de toate, începem colectarea de fonduri de la dinozaurii noștri incredibili, care se ocupă cu administrarea parcului, adică na, aici în Jurassic Park dinozaurii se ocupă de administrarea parcului. Bă, frate, suntem foarte puțini ca mai jucăm jocul ăsta, bă, trebuie să-l aducem la viață, bă, cum ar trebui să-i dăm un revive neapărat la jocul ăsta. Haide, cam eu, fiindcă chiar vreau să fac chestia asta, vreau să dau revive la jocul ăsta, man, vreau să-l aduc înapoi în gloriile lui acolo. Vreau să-mi creez stegosaurul ăsta, vreau să, haide, cam eu, mănâncă 10.000. Vreau să fac nivel 40 totuși, ia zilea că se poate, e posibil? E posibil, și-am făcut și o misiune, ești nebun. Așa. Ah, uite, o micuță. Ah, hai să dăm și lui să mănânce, frate. Hai să facem adult. Poate mare și frumos. Frate, ăsta la prima lui evoluție n-are nimic diferit, frate. Deci absolut nimic diferit. Arată la fel. Sau era la a doua evoluție, mi se pare. Nu, la prima evoluție e gri tot. La a doua evoluție, la a doua steluță, arată la fel ca la prima steluță. Nu înțeleg care e fața cu dinozaurul ăsta, e special așa. Ok. De aș tu mănânci foarte mult. Ce dinozaur știu? Hai să fac pe tine de nivel 10. Așa, astăzi hrănim dizonaurii. Ok, azi. Tu? Hai să te hrănim și pe tine, că de ce nu? Uite cum se duce naiba toată mâncarea lui T-Rex, fac asta și nu s-o... Haide, ca meu, m-am gândit să colectez chestia aia vreo câteva săptămâni bune, cred că am să argea cu săptămânile alea. Haide, ca meu, acum am să arăt că circul ăsta are un dilofosaur pe lucru. Ce fain! Haide, ca meu. Ok, ia să colectez chestia asta. Și acum mi-am adus aminte un subiect pe care vreau să discut cu voi despre Jurassic Park The Musical Remaster, oameni. Toată lumea cea că dinozaurul arată ciudat. Frate, e o musical parodie, e destul de logic ca dinozaurul să arate relativ ciudat acolo, fiindcă da, e o parodie. Și pentru mulți care nu și-au dat seama, uite că carodontosaurul ăsta, frate, l-am evoluat. Stai așa, să mă mențin pe primul subiect, că eu mereu am tendința să încep pe mai multe subiecte și să nu mai continui niciunul. Dar, na, dinozaurul, pentru cine a văzut, a avut poziția, în fine, frate, deci cum l-a desenat acolo lui Guenii, e foarte bine făcut dinozaurul ăsta, sincer, arată chiar foarte bine, din punctul meu de vedere. Nu știu ce lumea zice, că arată ciudat și chestia asta, fiindcă și în film tot așa, cam așa arăta. Și în poziția asta și chestia asta, acum nu știu, frate, nu pot să mulțumesc toată lumea, bată vă dubniez. Dând greșeală, frate, când colectam eu coinsul, dând reflex, am dat clipă dinozaurul ăsta. Și l-am eclozat, uite ce frumos e la a doua lui stăluță cu duș galben, așa ceva albastru pe el acolo. Îmi place că a păstrat totuși niște nuanțe de la forma lui inițială, știi? De la prima lui formă, adică are niște verde așa pe la picioare și pe burtă pe acolo. Și îmi place răgnetul ăsta, ia ascult aici. Ai dica mea, cât de șmecher e. E atât de șmecher, frate, sunetul ăsta, e mai mișto decât ăla la nivel 40, la nivel 40 e mai mișto decât ăla când e adult. Adică când e adult, nu stai. Când e adult, cred că atunci când e adult are sunetul ăsta. Îmi place mai mult ăla când e puț așa. Haide, cam eu tranzaurul. Îmi plac culorile astea, frate, uite cât de simple. Ia zi, ce dinozaure avem noi pe aici? Ia să colectez la tine, dar cine am mai colectat? Dar aveam colectat, la Spino am colectat. Da. Boom, Spino de nivel 40. Niam, ia uite-l, cât de fain e. Mă întrebare pe tine să te fac, nu te fac de nivel 40, că am carnivorele astea mai mici de hrănit. Și aici e un ceratozaur. Mai cât de puțin mănâncă ăsta. Cred că putem să facem de 4 stele. Cred că e foarte puțin să fac asta de 4 stele, mănâncă foarte puțin, mă doare deci după să... Uite, cam să le evoluez acum oare? Da, hai să le evoluăm acum, de ce nu?
Vreau să-l fac de 40 autozaurul ăsta, frate, că și autozaurul e pentru dinozauri. Aha, perfect. Și autozaurul e pentru dinozaurii mei preferați, frate, și mi-ar plăcut să-și facă debutul mai mult în Jurassic Park. Mi-ar plăcea să apară în Jurassic World, în bă, ești nebun! Eu te laud aici, știu ce faci. Acum îmi dai peste bot, bată. Da, hai odată, bată-te, Dumnezeu! Doamne! M-a ruinat animalul ăsta, frate, ai de capul meu! 5 minute mi-am luat să le voleze, ești nebun la capul, un dinozaur atât de ieftin, atât de basic, atât de dinozaur de început, bă, mai frate, bă, n-am fost așa ceva, mi-am mâncat fără mai bine de 200 de mii coins, ce dracu să mai zic. Thanks to his flexible tail, the Ceratosaur was a great swimmer, helping it to hunt fish and marine reptiles. Ce dracu, bă, acum, ai de capul, avea o coadă grăsavă nemaipomenită, numai bună de notat. Și direct speed up la el acolo, că de ce nu? Uite, la nivel, la ultima lui formă, mă, cât de colorat și cât de frumos e. Vedem mai bine după ce îl fac mai mare, mă. No, uite, acum putea să-l observa mai bine, mă, uite ce culori divine are. Ai de capul meu, Doamne, Dumnezeu, nu mă așteptam să fie atât de folat animalul ăsta, dar uite cât de fain arată. Uite, cu setul ăla tiranozaur, că de ce nu? Dar bine, asta e un joc, vei, frate, n-ai de ce să plângi de el, uite-l. Ala-i. Ala-i, mă. 400 max level, uite-l ce frate. Ia! Mai de capul meu, unde preferații mei. Mai departe avem aici, Baryonyx-ul. Pe asta nu-l mai vole, nu mai las-o păcălit de raritatea lor și de cât de ieftin sunt și de cât de simpli sunt ei așa. Nu. Te volesc, nu o să am eu chef, domnule, are ochii roșii. Hai din capul meu. Uite ce zăbă, dacă stai prea mult cu fața de holbe la T-Rex-ul, ia stai așa, mai am ceva pe aici? Mi stau, da, Alberto, oameni preferatul meu, unul dintre cei mai buni dinozauri din joc. Asta e unul dintre cei mai buni dinozauri din joc, frate, deci cel mai bun dinozaur cu coins pe care poți să-l cumperi. Asta e ceratozaurul. Deci dacă ai dinozaurul ăsta, efectiv rup oase, frate, rupe el mie acum bugetul. Aleluia, nu pot să-l fac de nivel 2 și vrea să fie, frate. Eu zic, face. aș putea să hrănesc dihania asta? Sau aș putea să las așa de cază că îmi place sunetul de efect? Hai să-l hrănim, mă, frate. Regret că am făcut asta. Ridicam, uite câte chestii de-astea mai ce de calitate. Ia dă-le și poate acolo ce facem experiență, înaintăm în nivel. Alai. Am de gând să merg așa, să extind zona... Aha, cu Dinobug, da, am înțeles. Am de gând să extind zona asta până aici, până la ciocănitoarea asta Woody, care... Apropo, statuia asta cu ciocănitoarea Woody de aici, e un tribut pentru Woody Woodpecker, niște desene de-astea animate foarte vechi, oameni. Ia scăutați pe YouTube cine este curios, dacă... Dar barna că există pe YouTube Woody Woodpecker, ciocănitoarea Woody, oameni, adică eu... povestea mea este, erau niște desene foarte faine, amuzante. Am apucat să văd și câteva, au fost date la televizor acum mulți ani, nu știu, aveam vreo 5-6 ani când se dădeau astea la televizor odată. Dar sunt faine. Ceva mi sunt aici? Place free, aha, 3 rare red flowers, cum să nu, stai așa că se face boss, 3 rare red flowers, cum să nu, au ce am aici, exact în zona asta aici la Indomus, rare red flowers, ia să vedem ce e asta, cum dracu arată, o floare royală roșie, am uitat cum se urmește, da, bravo te, rare, gata, rare red flowers, astea sunt, e că astea sunt, a zis să pun 3 dintre astea, pune T-Rex-ul 3 dintre astea, uite, flori royale roșii, de ce nu, uite așa frumos acolo. Aute. Acum dă resursele alea încoace, domnule Eriu, și du-te la treaba ta acolo și creează hibrid și chestii. Turtle are a fit to dance with the most stars. Da, știu asta. That sounds surprisingly orderly. Dacă se extind toată zona asta până aici în capătul ăsta și aici o să-l pun pe Indominus, oameni. Și în partea asta nu știu ce mai o să mai extind, dar o să las niște... O să am niște păduri de-astea, mami, fiindcă asta e chestia pe care tu nu o să mai poți, nu o să mai poți să mă obții niciodată. Astea sunt cele mai unice chestii, deci dacă scap de toate, dacă scap de toate pădurile astea, n-ai cum să le mă obții înapoi, mami, deci astea sunt ceva unice, mă. Și n-am văzut parcuri destul de interesante care foloseau efectiv pădurile astea așa frumos ca model, știi, ca să-mi fac un par de-asta mișto. Dar poți să extinzi toată insula dacă ți-ar ție așa, dar... Parcă e mai recomandat așa să, nu știu, să păstrezi așa niște păduri de design, știi, ca să fie frumos, să poți să creezi un par minunat cu chestia aia. Păcat că mai poți mai ai pădurile alea înapoi în caz că vrei să le, nu știu, să le cumperi, să le folosești sau ceva de genul, habar n-am, nu știu. Sunt chestii unice pe care nu le mai poți obține, frate, și am de gând să păstrez câte una dintre aia, câte o porțiune de aia așa în fiecare parc. Păcat că mai poți să fac asta și în joase cu ordă gheia, acum mi-am dat seama, vreau să fie, frate, ai de cam, mi-am pierdut ceva foarte unic. Foarte unii pe care nu mai pot să mă obțin niciodată. Ai de capul, ce ratat sunt. Ok, pe aici n-am nimic interesant decât colectez consul de animale astea. Deocamdată nu prea am ce să le mai fac, nu am decât să-i mai folosesc. Mai astea așa, am cumva musca oprită? Nu, musca funcționează. Am tendința să mă opresc musca că îmi pun eu musca mea pe fundal când mă joc și chestiile astea. În parcul acvatic nimic interesant, în parcul glaciar probabil că tot nimic interesant.
Ia să vedem, colectează chestia asta, vedem ce mi-au dus mie expeditorii mei mai pomeniți. Mi-au dus coins, aha, bun, haide că am uitat una de mine acolo pe care o să primesc data viitoare cel mai probabil. Ia să colectez de la trăcirea asta aici, producția de mâncare pentru, pentru creaturile gheții, care unele creaturi n-a trebuit să fie în zona de gheață, adică n-au ce căuta aici, Dumnezeu să-i bată. Adică uite, ții un șarpe în zona de gheață, frate, ții un șarpe în zona de gheață, ar trebui să-ți facă cup de gheață asta, sau mai bine zis băz de gheață. Ok, așa, păsele proaste, ceva creaturi pe acolo, am ceva de analizat acolo, acum să vadă, asta e așa. Ohoho, și în domnul sub gheții. Bum, nivel 20. Haha, te-am ținut minte, măi. E asta așa că avem de analizat chestia asta, ce am oameni, ce-o fi asta? Ce-o fi asta, ce-o fi asta? Ai de capul meu, ia cea care să mă chinie. Stai că poate m-am grăbit să vorbesc, poate l-am judecat greșit. Poate am judecat foarte greșit această creatură. Hai că se mai poate încă una de necomplet, haide. Încă lanța de necomplet. Bată-te, Dumnezeu. Una completă, haide. No, bine, te las în pace. Una. Una și gata. Atât. Da, bine, bine, hai gata, am plecat, nu mai lasă-mă în pace, bă, că vrei să mă stresez. Hai să facem un turneu, oameni, să mă luăm puțin în turneu ăsta. Sper să nu mai dureze iar 10 minute până găsești oponenți. Ia să vedem, ce avem noi aici pentru Albertozau? 8 Dinobax. Te-ai luat nevoie de Dinobax? Am dinozauri gata de luptă. Da, uite, frumos și aliniat acolo, gata să rupă dinții la oponenți. Bagă. Hai de găsește-mă oponenți repede. Nu mă pune să mai aștept, te rog, eu nu mă pune să aștept, nu-mi place să aștept, viața e prea scurtă ca să aștept după astfel de habar n-am cu de mine, incidente neplăcute, găsește acolo boția blană, dă-i la Terex, activează acolo un server pentru Terex-ul special, hai că se poate, știu că poți, dă-i la Terex-ul, haide! Da, bine că mi-am oprit Wi-Fi la telefon și încerc să intru pe YouTube și nu mere, dracule, că te aștept, aha, aleluia! Aleluia, a găsit meci. Bun, bagă alozaurul acolo. Așa, trebuie să aici să n-apeși pe butonul de cancel, că da, dragi mănânci. Fix dragi mănânci pe pâine, aia, o să mănânci toată viața ta. Așa și așa. Nu, o să pun tranzaurul aici. Bun, așa, vreau să mă asigur că o să câștig. Bun, și dai click pe fight. Alai, mă, gata. Gigantozaur. Vă place să toată clickate, așa că n-apeși pe un buton, dacă m-am apăsat pe butonul de fight, sau de... clickul așa, cic. Nu s-au de... Dar îmi place sunetul ăla, nu știu, e fain așa, frate. Haide, cam ajuns, pare că sunetele astea mai sunt și în Jurassic World again, dacă nu mă înșel, au fost gen sunetele astea de efect de Jurassic Park și Jurassic World again, ceea ce e foarte tare, frate. Pur și simplu, v-am eu sunetele astea, ce avem aici. Îi dăm direct o salta, time to fight, tovarșe, direct intrăm în pâine acolo. Nu da ta... Jutaraptor, am înțeles. Nu da tare că mă doare. Da, și alozaur a mușcat țărâna asta, cu vai de mama lui. Jutaraptor, cred că era swipe la ăștia. Ale. Nu o să știu niciodată fiindcă am blocat, bă, dar iar am pe ăsta asta prinsă lângă, ai de cap, mă, vine durerea, du-te dracule și tăi la altoi, nu-mi dau o seama, habar n-am. Ăsta e singur în cușca lui acolo, raptor ăsta, știu foarte sigur, ăsta e singur în cușca lui, fiindcă e foarte mare, de toată au mai venit doi de nicieri. Bine, bai acolo, arai. Nu, victoria nu este cu tine, victoria este cu mine. Didn't see you that one coming, did you? Ai de cap, meu, cred că e Riptiu Tiranusul, aoleo. Nu e bine. Da, sigur, o să te doară pe tine asta, fiindcă am un o să te doară asta mai târziu. O să te doară mai mult ca să fii ca un tronzor de nivel 40 și tu n-ai nimic. Mamă, chestia dă damage, ești nebun. Nu se poate așa ceva, trebuie să câștig lupta asta. Nu e posibil. Ok, mai are un singur bloc, dacă îl pierde și pe ăla. Ăla e, mă, moarte instantă la tine acolo. Hai că Rex se rezistă. Nu, e Su, asta e Su. Apropo, s-a găsit un tiranosaur ăsta nou, mai mare decât Su. Și parcă se numește Stan, parcă, sau Stanley, nu mai știu când am numit tiranosaurul nou. Dar s-a găsit un schele mare de tiranosaur, iarăși, un tiranosaur mai mare decât Su, frate. Și au zis Stan, parcă, sau Stanley, ceva de genul. Ceea ce e foarte tare. Dar totuși, au de toată pe săraca Su, frate, și nu sunt acolo cu treaba asta. O să mă răzvrătesc să doboare tiranosaurul nou, să doboare pe Stan. Și să păseze pe suca fiind cel mai mare tranzaur. Mori. O să blochez asta, adică s-ar putea să vină un special fix în cap la mine și nu vreau. Și chestia asta de câte văd eu la ultima evoluție. Ia vină tu tovarăși încoace. Direct charge la tine acolo. Mori. Ala-i. Uai de cameo cât damage de ești nebun. Mai blocăm o dată că de ce nu. Îi dăm un taunt la fraia. Take that. Ai de cap. Așa. Și încă un charge acolo și pune roman cât îți place charge asta, frate. Uite un zaru. Clever girl. Ultimul bloc. N-am chef să mă ora cu boltima asta de mine. Hai, dai cu special. Bine, mă, dacă zici tu. Ți-ai prăpădit toate chestiile alea. Așa că o să dau și un cu charge. Să vedem cu ce mai blochezi acu fraiere. Frate cât îmi place charge asta.
Mi-a plăcut ceva genul ăsta de animație și Jurassic World, că-i frate, gen să aibă dinozauri, să aibă, nu știu, ceva tranzor sau nu știu, să fie animații astea așa mai unicate, știi, ar putea să copieze ceva animații de Jurassic Park Builder, să-l pună în Jurassic World Game, și foarte mișto. Charles ăsta îmi place foarte mult la tranzorul ăsta, cu capul ăla înainte, e preajmaker. Ia să vedem. Cine vrea să folosim spinozaur, că tot l-am făcut de nivel 40. Nu, o să-l pun la final spinozaurul. Așa cum să fac, așa, da, nu cred că e bine. O să-l pun cu Indominus spinozaurul, știi ce, o să-l pun fix cu Indominus. Așa, nu e. Nu, stai că nu e bine, așa. Așa și așa. Ala, sunt pregătit, gata. 2600. Sunt tough băieții, aha, deci voi vă credeți dur la mine, măi. Voi vă dați mari că aveți giganotozaur acolo și brontozaur, care nu sunt sigur că ăla e un dinozaur oficial. Bine, mă, hai să te văd. Direct time to fight, tate. Aha, good luck and have fun, dar niciun good luck. Ai, de ca mi-a atacat primul lui, bine. Nu da tare că mă doare, tovarășe. Asta nu-i tocmai ok. Hai să încerc să fac să-și propărească toate blocurile alea pe care le are acolo, toate blocurile și casele pe care le are lotare. N-a funcționat. Trebuie să mă gândesc puțin mai strategic, ca, cum să-l fac eu. N-ați salutat sau altă, parcă are o mască. Ai de capul meu. Dă pe jos cu tot geangosaurul meu, nu-i bine, băi. O să stau așa în fază de vegetație puțin, o să aștept până la 10 secunde și după aia o să atac. De ce n-ai blocat? Aha, cred că știe strategia sau cred că botul ăsta să dă mare deștept în fața mea. O să-i dau cu taunt-ul să le enervez. Fiindcă așa știu eu să fac în toate jocurile. Vă duc să dau taunt la inamic ca să le enerveze, ca să-și piardă controlul, să se enerveze. Alai. Bă, văd că nu blochează nimic, s-ar putea să mă aștept o foarte mare durere mai târziu. Nu, haide boss, haide să te văd ce știi tu să faci. Bă, la Dihania, să știa, i-a dat dracu, bă, are o căpățâne, n-am văzut așa ceva. Mic și-al dracu. Dă-i charge-o și omoară, scapă-mă de el. Uuu, ce avem noi aici? Individul a descoperit că poate să blocheze. Asta nu face parte din plan. Trebuia să folosească la pe tot geangosaur. Ok. Am luat eu pe aia, nu, acum mai dau. Acum mai dau și stă jos. Mușcă țărna, fraiere. I-am dat ceva la plec. Aha, brontozaur, bă, da. Hai lei, ăsta e la ultima. Măcar să fac să mai rostească un singur bloc. Dacă mai rostește un singur bloc e perfect. Haide, ini, mini, mini, mo, dă-i cu mușcătura! Niam! I-am dat damage mult, dar n-a fost în blocul ăla. Sper să mă lase să câștig totuși. De dragul că am stat atâta să găsească dracului un meci. Ai, pachironosaurii pe jos. Încet să cred că meciul ăsta e într-o situație. Mușcă! Am uitat că am sonat tot startup-ul meu și că dau foarte mult damage. Hai, mi s-a uscat gâtul. Hai de capul meu. Uite-l cum vrei. Hai de capul meu. Aia a fost o lovitură slabă. Aia a fost o lovitură și mi-a dat destul de mult damage. Ok. Gigabyte. Hai să vedem de ce e asta. Și asta la ultima evoluție, frate. De ce? Asta a durut foarte tare. Dă-i cu special. Spamează pe special acolo, să n-ai fătim să blocheze, n-ai fătim să gândească. Alai. Vino-n coace. Vino-n puria mea, fraiere. Asta a fost destul de bună. Ok, T-Rex-ule, ai foarte mari, nu s-a așteptat la chestia, o să-i dau iar cu ștantul să-l enervez. Didn't see that one coming, did you? Trebuie să mă asigur că e mort. Dă-i cu special iar. Ai de capul meu. Trebuie să mă asigur că moare, mame, n-am ce să fac. Mori. Așa e ușor, mori. Nu! Blochează! Ai. Mușcă de față. E mort, perfect. Mi-am irosit un special degeaba, dacă știam că l-am omorât o mușcătură, nu mai iroseam special, bai de capul meu. E, nu-i problemă, că le primesc în pack-uri înapoi. Nu-și face T-Rex-ul griji. Ultima luptă, băi, e destul de intensă chestia asta, cu cine mă bate oare? Mă bat cu domnul Sol, mă bat cu domnul Pământ. Am înțeles, domnule Sol, vino încoace să-l dau ceaiul. Ia să vedem, cele mai bune creaturi din dotare la T-Rex asta. O să fac o idioțenie, o să-l pun pe Indominus al doilea. Spinozaurule, de tine depinde toată această acțiune, meciul depinde de tine, Stegosaurul cu Indominusul sunt acolo puși de umplutură. Tu trebuie să cari meciul, ai înțeles, Spinozaur? Tu trebuie să cari meciul, de tine depinde totul. Ai de cap meu, o echipă roșie, vai. Hai că se poate, avem un Spinozaur, mă, oameni, n-ai cum să pierzi cu Spinozaur. A sucit gâtul la un Spinozaur Jurassic Park 3, ești nebun, la capăt, chestia asta e nebună. Hai, și încă un Spinozaur, ultima evoluție. Aha. Nu știu ce naiba înseamnă chestia aia. Nu da tare. Ce zic eu și ce faci el? Trebuia să folosesc psihologie inversă. Îmi place că gigantozaurul ăsta n-are limbă. Stegozaurul ăsta vede că l-am hrănit bine, frate. Uite-l ce tank e. Mai ales la un special.
Mușcă! Perfect. Blochează și da atacul special în prima. Îi ce trebuie, mă, meciul. Îi ce trebuie. Și uite cum rezistă. Uite-l cum încasează ca un campion. Apăsat butonul de like pentru stegozaurul ăsta fiind un campion. Mușcă-l! Bă, ești prost, i-a dat damage ca lumea, ești nebun la cap. Adică nu mă așteptam la chestia asta. Dar speram să blocheze totuși. Trebuia să fi blocat, trebuia să fi pus un bloc săracu să-l protejezi doar de dragul că e drăguț așa și frumos și l-a înhrănit și toate cele. Mâncă Indominus! Ai de cap, cum mi-a dat direct somn la fraier. Eat your potatoes, măi, a zis Indominus direct pe jos. Opa! Tiranozaurul ăsta n-are niciun raptor care să-l ajute. Op, ba da, are un raptor acolo care poate să-l ajute. Stai așa, retrag ce am spus. S-ar putea ca tiranozaurul ăsta să aibă o șansă. Deși Indominus al meu e de nivel 40 și nu dă înapoi de la nimic. Ioi, uite cum l-a măturat, ești nebun. Fai de cap, eu. No, hai să te văd, fraiere. Tu muși la Indominus, tu dai cu dinții la Indominus, măi, nu mai ai niciun special acum. Ce o să faci în situația asta, domnule? Știi ce? O să muși țărâna, aia o să faci. Mai n-a și mușca asta. raptorul ăsta la ultima evoluție, mamă, cât de fain arată. Deci că are o coadă în flăcări. Cade Indominus, podul de piatră s-a dărâmat. O venit Indominus cu gheara și l-a luat. Dui! M-a blocat fraierul. O să blochez și eu fiindcă... V-ați prins ce vreau să zic. Ok, dă-i cu taunt-ul, enervează-l T-Rex. Swipe! Jos! Perfect. Blochează. Spinozaurul o să câștige meciul ăsta pentru noi, mă, oameni. Now or never. Hai Indominus, dă una și pune-l pe jos, dar nu-l omorâ. Nu îl omorâ. Mamă, voi vă dați ce prostie riscantă fac eu acum? Voi vă dați ce prostie riscantă fac eu acum? Hai Spino, tot ce mai bun în tine punem. Care ne meciul spre victorie! Tot e Spino! Te rog! Bă, ești nebun! La lavă! Mamă, uite că de... Uai, nu credeam, frate, că da atâta de mers Spinozaurul, ești prost la cap. Mai dica, v-ați îndoit vreo secundă? Eu nu m-am îndoit de el, frate, ați văzut acolo Spinozaur. Spinozaur, tough guy, uite. Și bonus pe Dolozaur. Hai dica, meu. Uite așa s-au cetexul spre gold. Și după aia, că, nu știu, frate, cât mai din ăsta? Mai sunt 6, o săptămână mai din... mai puțin de o săptămână mai, dar cred că pot să mă duc până în All Star League sau până în All Star League. Cred că pot să mă duc până în gold, până în platină, cred că pot să mă duc. Un nou Star League e destul de frumos, dar nu cred eu că ajung pe acolo. Dar în fine, oameni buni, cam aici avem momentul să cheie acest episod. Așa că dacă v-a plăcut și vreți să mai vedeți și mă susțineți, apăsați voi butonul de like. Eu vă mulțumesc pentru toată susținerea și tot suportul acordat ca de obicei. Și noi o să vedem ca cei de-aia viitoare. Pa!